Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem pentru zodiile de foc, mai precis berbec, leu și săgetător, ce mesaje avem de la persoana dumneavoastră dragă pentru dumneavoastră. Vom extrage câte 5 mesaje pentru fiecare zodie de foc în parte, să vedem ce ar dori să vă transmită persoana dragă astăzi, în momentul. Mesajele sunt valabile în momentul în care vizionați videoclipul. Și avem 5 mesaje pentru dragii mei nativi din zodia berbec. 5 mesaje pentru dragii mei nativi din zodia leu. 5 mesaje pentru dragii mei nativi din zodia săgetător. 10. Să începem cu nativii din zodia berbec. Primul mesaj de la persoana dragă: sunt implicat în altă relație. Vreau să avem copii împreună. Deci se pare că deși în altă relație la dumneavoastră se gândește și și-ar dori o relație de durată cu dumneavoastră. Cu cât te resping mai mult, cu atât te doresc mai mult. Iată. Nu aveai cum să mă iubești, poate pentru faptul că nu avea cum să vă acorde atenție, fiindcă era implicat în altă relație. Îmi doresc un nou început cu tine. Foarte frumos, iată, își dorește și copii cu dumneavoastră, își dorește o relație de lungă durată și și-ar dori un nou început cu dumneavoastră în cazul în care se separa și-ar dori să vă împăcați și să o luați de la capăt. Haideți să vedem un card pentru dragii mei nativi din zodia berbec, de la puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești, nesfârșite a iubirii. Să vedem ce sfat avem. Umilință dumnezeiască. Ai dezvoltat conștiința plină de iubire a faptului că tu și toți ceilalți oameni sunteți asemănători, dar mergeți pe drumuri diferite. În cazul în care și această persoană spune că este implicată în altă relație și nu mai există cale de împăcare, poate că este mai bine chiar să mergeți pe drumuri diferite și să acceptați faptul că poate există cineva mai bun pentru dumneavoastră. Haideți să vedem, puneți-vă o dorință, vă rog, să vedem dacă răspunsul este afirmativ și în cât timp se va îndeplini această dorință, în cazul în care avem un răspuns afirmativ. Și avem merită așteptarea, foarte frumos. Iată, deci poate că merită să așteptați această persoană să se desprindă de persoana cu care este momentan și să se îndrepte spre dumneavoastră, să aveți un nou început împreună, iată. Haideți să vedem mai departe pentru dragii mei nativi din zodia leu. Ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră? Ești ca o rază de soare pentru mine, foarte frumos. Îmi place să recitesc mesajele de la tine. Deci e nostalgică și este dor de dumneavoastră, acestei persoane. Nu pot fi vulnerabil, ține foarte mult la noastră și e teamă să nu o răniți și dumneavoastră. Știu că tu ești jumătatea mea. Tu vezi în sufletul meu. Simte că o înțelegeți foarte bine și cu siguranță nu dorește să vă piardă, dimpotrivă. Și ar dori să strângă, să întărească cât mai mult relația cu dumneavoastră. În cazul în care sunteți separați, ar dori să reluați comunicarea și să petreceți mai mult timp împreună. Haideți să vedem și un sfat de la puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezeiești, nesfârșite a iubirii pentru nativii din zodia leu. Și avem responsabilitate dumnezeiască. Ești conștientă de puterea gândurilor tale și de întreaga iubire pe care o exprim. Iată, deci fiți conștienți de puterea gândului, gândiți pozitiv, exprimați iubire. Eventual trebuie să vă deschideți inima în fața acestei persoane dacă aveți sentimente pentru dânsa, să vă exprimați sentimentele și
Până la urmă, totul va fi bine. Haideți să vedem, vă rog să vă puneți o dorință și să vedem dacă avem un răspuns afirmativ, dacă este afirmativ, în cât timp se va îndeplini dorința dumneavoastră. Puțin probabil. Iată, deci poate că ceea ce vă doriți dumneavoastră nu este chiar cel mai potrivit lucru pentru dumneavoastră. Poate că există ceva mai bun pentru dumneavoastră. Haideți să vedem pentru dragii mei nativi din Zodia Săgetător ce mesaj avem la persoana noastră dragă. Te rog să faci tu primul pas. Poate e o persoană timidă sau dacă sunteți separați, nu îndrăznește să se îndrepte spre dumneavoastră. Plus că nu știe dacă o mai iubiți pe această persoană. Nu îmi place noua ta versiune. Da, e clar că o intimidați. Ce este atât de special la el, ea? Dacă ați ales pe altcineva, nu își explică de ce ați făcut acest lucru. Vrei să luăm cina împreună? Cu siguranță și-ar dori să vă revadă cât de curând și e dor de dumneavoastră acestei persoane dragi. Sunt prietenul tău cel mai bun. Și-ar dori să rămâneți măcar prieteni, dacă nu doriți să fiți mai mult de atât, ca să nu vă piardă de tot. Haideți să vedem și un sfat pentru dragii mei nativi din Zodia Săgetător de la puterea tainică a energiei subtile, sublime, dumnezești, nesfârșite a iubirii. Și avem energia eliberare binefăcătoare. Ai capacitatea de a înlocui energiile stagnante din universul tău lăuntric cu energii stenice, regenerante din macrocosmos, ce sunt impregnate de iubirea dumnezeiască. Iată, deci lăsați deoparte gândurile negative, energiile negative, stagnante, înlăturați-le și înlocuiți-le cu energii pozitive, regenerante, care sunt impregnate de iubire și de gânduri pozitive, pentru că până la urmă totul va ieși în favoarea dumneavoastră. Vă rog să vă puneți o dorință și să vedem dacă răspunsul este afirmativ la dorința dumneavoastră, să vedem în cât timp s-ar îndeplini aceasta. Și avem nu merită efortul. Poate că nu merită efortul să vă împăcați cu această persoană dragă. Dumneavoastră știți mai bine. Dânsa așteaptă să faceți dumneavoastră primul pas, dar dacă nu mai aveți sentimente pentru dânsa, poate este mai bine să vă îndreptați către ceva mai bun pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că v-a plăcut această etalare. Vă mai aștept cu mult drag pe viitor și vă doresc o zi minunată în continuare. La revedere!